investiții importante au fost atrase depunându-se eforturi substanțiale pentru reabilitarea și modernizarea spitalului orășenesc din Vânjumare. Locuitorii acestei zone sunt nerăbdători să beneficieze de o unitate medicală modernă în apropiere de căminul lor, fără a fi nevoiți să se deplaseze kilometri întregi pentru o urgență. Sănătatea mehedințenilor a fost una din prioritățile mandatului președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului orășenesc din Vânjumare este o investiție foarte importantă pentru zona de sud a județului. În acest spital, un pacient va avea parte de cele mai bune condiții sanitare și va fi primit în siguranță. Investigații ample vor avea loc la ei în comunitate, fără a fi nevoit să se deplaseze kilometri întregi pentru un diagnostic sau un tratament. Foarte important, fiindcă pentru porțiunea asta de județ, ca și Vânjul eu mai centru, ar fi mai aproape aici să vină să se trateze, exact, e mai aproape și ambulanța și orice. Necesar. Toată raza asta de aici, unde merg la Severin? Foarte, foarte necesară e. Foarte bine fac, dar durează, mai durează până când se va termina, dar e un lucru bun. Reabilitarea primului corp a ajuns deja la acoperiș, urmând ca în curând să înceapă lucrările la cel de-al doilea corp de clădire. Criza sanitară creată de coronavirus arată necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate, astfel obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mult mai mult decât oportune.